Salutare tuturor și bine v-am găsit la GSP Live. Azi revine Liga 1 cu două meciuri. Primul în play-off de la 17:30 FC Voluntari Herma Stadiar, în play-off de la 20:30 avem întâlnirea dintre Șepși și CFR Cluj. Vom prefața runda a doua din play-off și play-out. Vom vorbi însă și despre alte subiecte de actualitate din fotbalul românesc. Vă prezint invitatul meu de la această oră, Raul Rusescu. Salut, Raul, și mulțumesc mult pentru prezență. Salut, Alex. Prima întrebare, ce eram curios să aflu de la tine: cum reveneai după pauză de două săptămâni în care mai erai convocat la echipa națională, jucai sau nu? Sau rămâneai acasă la echipa de club? Erai ok fizic? Erai obosit? Sau chiar mai odihnit și abia așteptai să joci? În principiu, în faza asta a campionatului, a fost ultima pauză. Probabil jucătorii care nu au mers la echipa națională s-au antrenat și s-au antrenat în plus pentru a da un plus de prospețime, de forță fizică pentru finalul de campionat. Cei care au fost la echipa națională au avut mai puțină pregătire fizică, în schimb au lucrat alte lucruri. Pentru mine personal tot timpul a fost o plăcere să joc. Mi-aș fi dorit mereu să joc din 3 în 3 zile. Nu am fost mare fan al meciurilor amicale sau al pregătirilor, dar fac parte din sport și n-aveam ce să fac. Meciurile în sine și meciurile importante și meciurile cu miză tot timpul m-au interesat mai mult și mi-au plăcut mai mult. De foarte multe ori se spune că atunci când mergi la națională și nu joci, pierzi foarte mult. Chiar dacă e o perioadă relativ scurtă de timp, nici două săptămâni legate, dar dacă nu joci, la națională știm cu toții, antrenamentele nu sunt la cea mai mare intensitate și atunci, practic, tu pierzi timpul cumva. Nu cred toată treaba asta, pentru că... Ai fost în postura asta să fii convocat și să joci puțin sau deloc și apoi fost de, la am fost de multe ori convocat și nu am jucat. M-am antrenat, am făcut și antrenamente în plus. Cei care nu joacă aveau antrenamente în plus sau anumite exerciții fizice, alergări după meci sau așa. Dar, așa cum am mai spus, cred că e important fiecare jucător să știe ce are de făcut. Și cei care merg la echipa națională trebuie să se antreneze și cei care au rămas acasă sunt convins că s-au antrenat la toate cluburile, au făcut meciuri amicale, au făcut poate două antrenamente în anumite zile. Deci nu este, așa este sistemul competițional și așa este construit și trebuie să ne adaptăm. Și fiecare jucător și antrenor și de la echipa națională și de la echipele de club trebuie să se adapteze la sistemul ăsta competițional. Tot legat de chestia asta, cred că era la FCSB când exista acel conflict între clubul FCSB și Naționala cu Victor Pițurcă, selecționer. Se spunea atunci, cred că ți-amintești, că jucătorii, că voi ați veni mai, nu știu, grași de la echipa națională, mai puțin pregătiți. No. Nu vreau chiar să vorbea atunci că să nu mai mergi la echipa națională. Exista... Nu, din punctul meu de vedere niciodată n-a existat, adică nu putea să-mi interzică nimeni să mă duc la echipa națională. Dar îți aduce aminte că a existat o polemică? A fost la un moment dat o polemică pe treaba asta, dar e de foarte mult timp, așa că nu mai vreau să intru în subiect. Doar vreau să subliniez că nu putea să-mi interzică nimeni să mă prezint la echipa națională, indiferent unde juca echipa națională și cu cine juca. Te întreb și pe tine, pentru că n-am apucat să vorbim despre acest subiect. Suspendarea primită de Dinamo și UTA, 4 etape fără spectatori, practic până la finalul campionatului, dacă nu se schimbă nimic la recurs, Dinamo și UTA trebuie să joace cu stadionul închis. Cum se pare sancțiunea? Justă? Prea dură? Ținând cont de lucrurile ce s-au petrecut pe teren, zic că este o sancțiune justă. O sancțiune în care Dinamo are de suferit teribil. Foarte mult, mai ales că erau pe un trend ascendent în care toată lumea îi vedea jucând foarte bine. Mai ales acasă. Mai ales acasă, cu ajutorul publicului. Fanilor, da. Iar lucrul ăsta va conta enorm pentru ei. UTA, în schimb, au o poziție mai liniștită, să spunem așa. Într-adevăr, și la Arad stadionul era plin meci de meci, era o atmosferă frumoasă. Nu va fi ușor nici pentru ei. Dar zic că Dinamo are de pierdut foarte mult din prisma acestei sancțiuni. Crezi că la apel totuși vor fi topite câteva etape de suspendare? Ca să fiu sincer, nici nu mai contează dacă vor fi topite sau nu. Prima etapă pe care Dinamo joacă acasă este luni cu Petrolul. Da. Un meci foarte important, iar ei vor juca cu stadionul gol sau, așa cum am văzut astăzi, probabil cu copii la tribuna întâi. Ceea ce îi dezavantajează teribil în momentul ăsta. Contează dacă joci 4 etape fără spectator? Contează, sau 2 dar la momentul ăsta și în faza asta a competiției, pentru Dinamo orice meci e important, foarte important. Și ei nu trebuie să se gândească mai departe. Primul meci, cu cine jucăm? Petrolul. Jucăm acasă
avem stadionul plin, facem atmosferă, împingem echipa de la spate, mergem să câștigăm. Lucrurile s-au schimbat. Mai ales că ei vin după un eșec dur. Vin după un eșec dur la Sibiu, da? Asta spun, Dinamo are de suferit enorm de mult cu toată chestia asta și nu prea îi văd bine, mai ales acasă. Discutăm acum cu Ovidiu Enzoia, directorul Gazetei Sporturilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Aș începe discuția despre această etapă cu meciul de diseară dintre Șepși și CFR Cluj din runda a doua a play-off-ului. Dacă învinge, CFR trece măcar până la meciul direct dintre Craiova și Rapid pe locul 2. Crezi că e mare favorită Clujul să învingă diseară? Ce se întâmplă, Alex? Se cam termină ultima turnantă, să zic așa, și vine linia dreaptă și de acum fiecare punct cântărește și mai mult. CFR Cluj, teoretic, este obligată să câștige, pentru că altfel pierde sau riscă să piardă legătura cu podiumul. Din ce am înțeles, are unele probleme, în sensul în care, deși, pe de o parte, reintră Mogoș, care s-a accidentat la Națională, știți bine, dar se pare că va juca, reintră și Camora, dar are probleme cu jucătorii, cu africanii care au fost plecați la acțiunile echipelor lor naționale. Keita în Coasta de Fildeș și Abed în Mauritania au avut niște drumuri lungi de parcurs, îmbătrânești în avion, până acolo sunt 6-7 mii de kilometri. Și se pune problema dacă vor reuși cei de la CFR să-i recupereze în timp util și integral, să zic așa. Sepsi, că aveți clasamentul în față, n-are probleme în mod concret. Nu-și poate dori nimic decât să mai urce un loc, eventual două, care nu înseamnă nimic la finalul campionatului. Doar bani în plus din drepturile TV ar însemna. Cam asta ar fi miza clubului. Nu știu în ce măsură, fiind și ajutorul Ungariei în joc, contează banii foarte mult la Sepsi, dar Sepsi, pe de altă parte, e o echipă ambițioasă, căreia nu-i place să piardă. În orice caz, CFR Cluj e condamnată să câștige, ca să fac un joc de cuvinte, pentru că altfel pierde legătura cu podiumul și ar fi o lovitură sub centură pentru o fostă multiplă campioană. Dar până atunci mai avem la 5 jumate un meci în play-out de data asta. Voluntari primește vizita lui Hermannstadt. Iarăși e un meci interesant pentru că, da, a trecut cu clasamentul. Voluntar speră să spargă gheața. E singura echipă din Superliga care n-a câștigat niciun meci în 2024. Pe de altă parte, am văzut-o în ultima etapă la Arad, mult schimbate în bine sub mâna lui Florin Pârvu, fostul antrenor al Petrolului, așa încât, deși după calculul hârtiei Hermannstadt și al clasamentului pornește favorită, e de așteptat ca Voluntar să dea o replică foarte dârză. Ia acum, uitați-vă la un punct, distanță de Dinamo și la două de Craiova lui Mititelu. Ele ambele joacă pe teren propriu, e adevărat că Dinamo fără spectatori, așa că există pericolul ca distanța dintre Voluntari și cele două să se mărească în situația în care Voluntarii nu va câștiga din nou pe teren propriu, așa încât echipa asta din Ilfov este în situația în care trebuie să facă tot ceea ce omenește posibil să nu piardă și astăzi. Acum, mai speră Botoșanii, știm foarte bine, clar că nu renunță nici Voluntari. Hermannstadt este angrenată în bătălia pentru barajul dintre locurile 7 și 8. Să mai spunem o dată că locurile 7-8 joacă un baraj, iar învingătoarea dispută după aia încă un baraj cu ocupanta locului 3. Au licență? Cum? Și-au depus actele pentru licență, Hermannstadt?
Nu, Hermannstadt e în insolvență, n-are, nu, n-are, n-are voi. Insolvență, n-are cum, n-are cum. Da. Dar sigur că e vorba, cum zicea și Alex, de bani, pe de altă parte e vorba și de orgoliu, adică fiecare echipă încearcă să termine cât mai bine în clasament. Oricum, e de văzut reacția voluntarului, să vedem, să confirme trendul ăsta ascendent datorat probabil venirii lui Florin Pârvu. Derbiul etapei cred eu că este cel dintre meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid de sâmbătă, chiar dacă etapa aceasta mai avem și farul FCSB. Sunt curios, ce deznodământ anticipați în bănie? Aici pare greu să mergem pe o favorită înaintea partidei. Da, sigur că ăsta este meciul cel mai tare al etapei, meciul dintre locurile 2 și 3, două echipe care sunt la egalitate. Craiova are avantajul terenului propriu. Pe de altă parte, Bergodi are avantajul că n-a pierdut niciun meci important cu antrenorii străini din Superliga. Doar bulgarul ăsta cu Petrev este la egalitate, o victorie, o înfrângere, dar mă rog, e mobilizare generală la Rapid după incidentele legate de galerie și de reținerea protagoniștilor galeriei. Șucu și cu Angelescu au anunțat așa în mod eroic că vor face deplasarea împreună cu galeria, împreună cu fanii, în așa fel încât să se simtă spectatorii, susținătorii cât mai aproape de echipă. E un meci foarte interesant și e un meci de urmărit. De ce? Pentru că cine pierde riscă să rămână de căruță, să zic așa, să se îndepărteze FCSB și mai tare. În momentul de față e la 7 puncte de ele. Dacă în mod logic echipa care va pierde din derbiul de sâmbătă de la Craiova, mai ales dacă FCSB va izbuti să câștige la Ovidiu, la Faru, echipa aia, cum să spun, este în pericol să nu mai prinde primele două locuri. Locul 3, știm foarte bine, mai spun o dată, nu are nimic garantat, în sensul în care ocupanta locului 3 joacă barajul cu învingătoarea dintre 7 și 8, iar câștigătoarea cupei merge direct în preliminariile Europa League. De aceea cupa trebuie tratată cu importanță sporită anul acesta. Un alt meci foarte tare al etapei, cum spuneam și mai devreme, este cel de la Ovidiu, dintre Faru și FCSB. O vedeți capabilă pe trupa lui Hagi să încurce liderul? Trupa lui Hagi e o trupă a surprizelor. Când te aștepți să câștige, se împiedică. Când ești aproape sigur că va pierde, reușește să câștige, cum s-a întâmplat și în Giulești. Ce se întâmplă? Este obligată și ea, ca și CFR Cluj, să nu piardă, pentru că atunci primele clasate se îndepărtează. Este practic ultima miză a Farului, aveți clasamentul în față. Dacă rămâne cu 25 de puncte, iar celelalte se duc, deja ideea de a prinde podiumul devine utopică. Așa încât e un meci, ca să zic așa, de 1x2. E de văzut, am uitat să spun că la Craiova gazdele vor fi fără Bancu, care s-a operat sau urma să se opereze, nu mai știu. Iar cum se cheamă, Rapid vine fără Waida, care este suspendat, deci doi jucători importanți pentru amândouă echipele. E o etapă în care, ca să zic așa, se poate întâmpla orice, dar care va aduce niște lămuriri. În eventualitatea în care FCSB izbutește să câștige, iar celelalte nu, niciuna nu se
desprinde, pentru că la Craiova poate fi rezultat de egalitate, atunci diferența dintre prima și urmăritoarele imediate va crește și mai mare și îndrăznesc să spun că titlul ar fi ca și adjudecat. Capul de afiș din play-out în această etapă este duelul dintre Dinamo și Petrolul. Dacă Dinamo n-ar obține nici acum un rezultat pozitiv, joacă fără spectator, cum discutam și mai devreme, e deja un semnal de alarmă pentru Dinamo, pentru că la începutul play-out-ului a pierdut cu Sibiu. Adică, ok, Dinamo arăta bine în anul acesta, dar când punctele valorau, cum se spune, 1,5 la victorie. Dinamo e oricum în alertă, cu și fără spectatori, cum să spun, este în situația în care trebuie să câștige, e un meci acasă. Lipsa spectatorilor va afecta probabil evoluția echipei, dar n-are de ales, ca să zic așa. Trebuie să câștige, ea era, lăsase în ultima vreme o impresie pozitivă, iar spectatorii știm bine, la Dinamo joacă un rol chiar mai important decât la alte echipe. Sunt publicul, mă rog, susținătorii, cei care au salvat practic echipa de la faliment la un moment dat. Ei erau foarte aproape de echipă. Lipsa spectatorilor se va simți. O va resimți când ar trebui să joace acasă și UTA, deși sancțiunea împotriva lui Dinamo mi se pare exagerată. Aici nu-s de acord cu Raul. După cum și mai exagerată, dacă pot zice așa, mi se pare cea împotriva UTEI, pentru că până la urmă cei care s-au bătut pe gazon la Arcul de Triumf, din ce știu eu, au fost ultrașii lui Dinamo și ultrașii lui CSA Steaua. Cei de la Arad veniți și nu nimic, firește, erau deja în tribune. Dar mă rog, așa a judecat Comisia de Disciplină. Bănuiesc că a avut la îndemână mai multe elemente concrete decât avem noi, care le luăm așa din zbor, dar eu aștept și am convingerea că instanțele superioare, mă rog, comisia de recurs, de apel, de unde se vor mai adresa, vor reduce din această suspendare, deși, repet, față de huligani trebuie să există toleranță zero. Trebuie să scăpăm, trebuie făcut orice ca să scăpăm de această plagă. Suntem, decizia asta anunță un drum bun, dar el e un drum lung. Până la urmă, și Mihai Stoica l-am auzit vorbind și apreciez ce a spus, cum să spun, deși este inamicul lui Dinamo prin tradiție, ca să zic așa, și el a apreciat că a fost un exces de zel din 4 etape de suspendare, exact 4 câte mai are de jucat Dinamo și câte mai are de jucat UTA pe teren propriu. N-ar fi trebuit ca o asemenea decizie să poată influența în mod hotărător sau foarte important lupta pentru retrogradare. Suntem în momentul în care cred că se vor să se dea exemple. Mă refer la Gareggi. Asta am scris, Raul. În justiție nu există exemple. Da. În justiție fiecare primește după cât a greșit. Dacă începem să dăm exemple în justiție, atunci încărcăm chiar regulile justiției. Corect. Partea bună e că joacă luni, joacă ultimii și pot vedea toate celelalte rezultate și pot aborda diferit puțin, zic eu, partida. Da, până acum s-a creat și așa o atmosferă ușor sentimentală, ca să zic așa. Dinamo e una din cele 16 echipe. Nu e nimeni de vină dacă până la urmă nu reușește să se salveze. E interesant de urmărit demersul de a se îndepărta de zona retrogradării și eventual a barajului, dar dacă reușește, e spre lauda lor, dacă nu reușesc, să fie sănătoși, ca să zic așa. Chiar nu trebuie ca întreg campionatul și toată suflarea să fie fan Dinamo.
Dinamo să obțină ceea ce poate să obțină și ceea ce demonstrează că merită. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenția, domnul Ovidiu. Zi plăcută în continuare, weekend frumos. Mulțumim. Raul, o veste importantă de ieri. Ovidiu Popescu s-a accidentat și nu va juca la Ovidiu. Nu e disponibil, nu știm dacă ar fi jucat în cazul în care era apt. Cine crezi că va evolua în partea dreaptă a apărării? Cel mai probabil Antui. Nu Crețu. Nu Crețu, așa zic. Deși Crețu a făcut o ultimă partidă bună. E Crețu în ultimul timp, chiar în acest sezon aș putea spune, de când practic fiecare meci al lui poate fi ultimul la FCSB, mi se pare că joacă foarte bine. E cel mai bun sezon al lui la FCSB din punctul meu de vedere. Deci are un plus atunci, nu? Are un plus, da. Te-am convins. Mergi pe cealaltă variantă. Ovidiu este un jucător foarte important acolo și e un jucător polivalent, joacă pe mai multe poziții și e o soluție în mai multe locuri. Asta este considerat o pierdere. Ia zi, mai vorbit cu Vlad Kirchheș când revine? N-am vorbit. Și dacă am vorbit cu el, n-am vorbit de fotbal, am vorbit de alte lucruri. Dar crezi că îl vom vedea pe teren? Eu sper să-l văd pe teren. Îmi doresc să-l văd pe teren pentru că e un jucător important și un jucător foarte bun pe care Steaua îl are. În mod normal, el ar trebui să fie apt acum. Așa au și anunțat cei de la FCSB că după această pauză ocazionată de meciurile internaționale, Kirchheș ar trebui să fie în regulă să joace. Atunci, dacă și-au anunțat lucrul ăsta, înseamnă că este foarte posibil să-l vedem pe teren. Acum să vedem dacă vor schimba perechea din centrul apărării. Din punctul meu de vedere ar trebui să schimbe, ținând cont că cuplul de fundaș central nu a funcționat așa cum trebuie în ultimele partide. Deci știi cum, echipa e pe primul loc. Echipa e pe ce primul merge, loc, nu schimbi. Meciul cel mai important cu Sepsi l-au câștigat, da? Spre deosebire de adversare. Dar din punctul meu de vedere Steaua cu Kirchheș e mult mai solidă în apărare. Dacă va juca, să spunem, nu știu, 5-6 meciuri în acest play-off, îl vezi o soluție nu doar pentru convocarea la Euro, ci chiar pentru titularizarea la turneul final din Germania? Mai sunt 9 meciuri. Da, mai sunt 9 meciuri. Am luat 5-6, poate nu juca chiar tot, sau poate nu intră de acum și eu zic că trebuie să joace spre cam toate meciurile. Ca să fie o soluție ca pentru ei. Ca să fie o soluție, ca să aibă meciuri, să aibă... Calitatea nu o luăm. Valoarea nu o luăm, nu avem cum să o luăm, experiența tot. Are nevoie de meciuri, are nevoie să fie prezent acolo și să vedem fizic la ce nivel e. Pentru că l-a avut foarte multe probleme. Dar e posibil și la 6 meciuri să-l vedem acolo. Ținând cont de ultimele prestații ale fundașilor echipei naționale. Miruna Iancu, cu colega noastră, ne prezintă acum cele mai importante informații înainte de meciurile din play-off. O ascultăm, apoi revenim în direct. Bun găsit tuturor! Eu sunt Miruna Iancu și a venit momentul să vorbim și în această săptămână despre cele 3 meciuri de foc pe care Superliga le-a pregătit în play-off. Care sunt cele mai interesante informații și statistici vom afla împreună. Și începem cu meciul din această seară, confruntarea dintre Sepsi și CFR Cluj. Meciul se joacă la Sfântul Gheorghe de la ora 20:30. 7 victorii, 5 remize și doar 3 înfrângeri este palmaresul înregistrat de Covăsnen pe teren propriu în acest sezon. De partea cealaltă, clujenii s-au impus în 5 dintre cele 15 deplasări, iar de alte 4 ori au terminat la egalitate. Interesant că până acum doar o singură partidă s-a terminat fără gol marcat, pe 29 august 2020, cu CFR în postura de gazdă. Duelul e unul special din punct de vedere al jucătorilor. Sepsi vine la luptă cu Marius Ștefănescu, autor a 10 goluri în campionatul actual, iar CFR Cluj îl aruncă în duel pe Ciprian Deac, cel ce rămâne un adevărat lider al echipei. Sâmbătă de la ora 21, Bănia se va transforma într-un adevărat vulcan. Avem meci de gală între Universitatea Craiova și Rapid, două echipe pentru care suporterii ar face orice să câștige titlul de campioană în Superliga. Oltenii sunt neînvinși în ultimele 8 etape, interval în care au înregistrat 5 victorii și 3 remize, fără niciun meci pierdut. Iar înfrângerea Rapidului Cupu Oliaș din februarie a fost singura partidă pierdută de giuleșteni în precedentele 13 deplasări din Superliga, în rest 4 succese și 8 rezultate de egalitate. Meciul consemnează și revenirea lui Cristiano Bergodi pe Ion Oblemenco, antrenorul care a fost la doar câteva minute de câștigarea titlului cu Oltenii în urmă cu 4 ani. Etapa de play-off se închide la Ovidiu, duminică de la ora 21, acolo unde Farul și FCSB vor reedita meciul șoc din sezonul trecut, când jucătorii lui Hagi au întors dramatic meciul și au câștigat titlul în penultima etapă. Farul vine cu un moral bun, iar statistica e de partea ei. O singură înfrângere are Farul în ultimele 6 etape, în rest 2 victorii și 3 remize. Atenție mare la numărul de goluri, pentru că FCSB a înscris cel puțin un gol în 27 dintre cele 31 de jocuri disputate în campionatul actual, cele mai multe dintre toate echipele din Superliga. Până data viitoare, rămâneți pe gsp.ro, emisiunea continuă, Alex, înapoi la tine.
Da, mulțumim, Miruna. Pe gsp.ro găsiți o avancronică amplă cu toate detaliile realizate de colegii noștri, Liviu Manolache și Ionuț Ordache. Informații foarte interesante și vă recomand să parcurgeți articolul. Hai să vedem meciurile din etapa asta, Raul. Le prefațăm, dăm un pronostic, vedem, evident, luni, marți, câte ți-au ieșit. Nu prea mi-a ies în ultima perioadă, cam un procentaj cam mic. Am început foarte bine, da. Apoi te-ai lăsat pe tânjeală, vezi? Începem cu etapa a doua din play-off, apoi parcurgem partidele din play-out. Azi, cum spuneam și mai devreme, Șef și CFR Cluj de la 20:30. CFR Cluj e obligată să câștige. Da. Mai ales că ar putea profita de meciul direct dintre Craiova și Rapid. Este o etapă foarte interesantă, atât în play-off cât și în play-out. Ia, aici merg pe un 2 solis, pentru că CFR Cluj trebuie să joace la victorie. Un egal nu cred că îi ajută foarte mult. Dacă țintesc mai sus de locul 2 și dacă țintesc să fie acolo în lupta pentru titlu și să rămână acolo, au nevoie de victorie și merg pe un 2 solis. Vezi că va avea un meci foarte greu CFR Cluj. În ultima vreme indiscutabil, mai ales... Indiscutabil. Sepsi e o echipă bună acasă, o echipă foarte bună acasă. Le revine și cel mai important jucător. Va fi o atmosferă superbă la Sepsi. Da, cu siguranță va fi un meci frumos. Chiar dacă nu vom înțelege noi toate scandările, pentru că sunt în maghiară, dar va fi frumos, că va fi stadionul plin. Va fi stadionul. Ia să schimbăm noi formatul emisiunii din mers, să dau și eu pronosticul, să vedem. Păi hai să vedem. Eu merg un 2 solist aici. Eu zic că e 1X. 1X? Da, eu cred că Sepsi nu va pierde. Bine, deci oricum faci orice ca să fii pentru tine, nu? Nu. Bine. Bun, sâmbătă avem CSU Craiova Rapid. Cred că ești de acord cu mine, cel mai tare meci al etapei, deși avem și farul FCSB duminic. În principiu este cel mai tare meci al etapei, dar e destul de greu să în play-off, la momentul ăsta, să spunem care e un meci mai important decât altul. Toate sunt foarte importante. Rapid și Craiova trebuie să câștige. Craiova vine după o serie foarte, foarte bună, cu de rezultate foarte bune. Au câștigat la CFR în ultima etapă, adică în prima etapă din play-off. Da. Au câștigat derbiul Băniei, au făcut egal cu Rapid acasă după un joc foarte bun și merg pe CSU Craiova. Victoria CSU Craiova. Așa, unu solist. Mi-a șoptit în caz că și producătorul emisiunii, Alex Mone, tot pe Victoria Craiova merge și merg pe un 1 solist pentru că sunt pe un trend ascendent. Încep în afară de Mitiță și Bayaram. A intrat în joc și Andrei Ivan, care e un jucător cu reale calități și la Cluj a făcut o partidă foarte bună. În schimb, Rapid a venit de la o nuntă, a făcut o mormântare. Toate lucrurile astea, tot scandalul ăsta, s-a văzut că la meciul cu Farul nu le-a priit și n-au știut să gestioneze lucrurile. De asta zic că acasă Craiova e o echipă puternică, deși ne-a demonstrat și la Cluj că e o echipă foarte puternică. De asta zic, merg pe Craiova, unul solid. Chiar aici nu știu ce să spun. Parcă n-aș vedea autobus. Haide, mergi X2 ca să fii. Nu, eu merg pe o remiză aici. Mergi pe X. Da. Ok. Cred că va fi un meci frumos. Ar trebui să fie un meci frumos, cu multe goluri. Va fi un meci frumos, da. Ambele echipe au nevoie de goluri și au nevoie să câștige. Și atunci nu văd de ce ar juca închis. Presiune mare, pentru că, așa cum spunea și Ovidiu Ințoaia, cine pierde, va fi greu să mai spere la primul loc. Păi da, dar și cu e frică, nu prea pierde, nu prea câștigă de multe ori. Să joci așa la... nu merge. La momentul ăsta nu mai merge. Trebuie să joci fotbal și trebuie să te duci cum e Rapid. Acum trebuie să ducă la Craiova să câștige. E singura lor șansă. În momentul în care au făcut un egal sau au pierdut, lucrurile se schimbă dramatic pentru ei. Bun, deci tu mergi pe Victoria Craiova, un rezultat egal, deși nu sunt convins, îți recunosc. Duminică, Farul FCSB de la 21. Meci pe care îl vei prefața, analiza la pauză și la final, din studioul GSP Live alături de Alberto Boțoghin. Hai, spune, te las pe tine. Uite, primul a spus producătorul emisiunii că vede un egal. Un egal? Un egal, da. Interesant. Este foarte posibil. Farul ne-a demonstrat că este o echipă importantă. Hai să spun înainte să nu crezi tot timpul că zic împotriva ta. Cred că va câștiga FCSB. Zici că va câștiga Steaua. Da. Și eu zic că va câștiga Steaua. Deci tu nu vrei să fii împotriva. Nu, că nu să fiu împotriva. E foarte greu să fiu împotriva Stelei în momentul în care... Cred că vrei să spui că e foarte greu să fii împotriva mea. Nu, împotriva ta oricum pare că oricum, suntem... Ești gică contra în ultima perioadă.
Farul a jucat foarte bine la, la Rapid. Da. Dar nu știu dacă au forța să, să câștige cu Steaua. Nu știu dacă au forță. Dacă Farul câștigă cu, cu Steaua, duminică seară, intră în lupta pentru titlu. Nu numai pentru locurile 2-3, chiar și în lupta pentru titlu. Nu, interesant ce spui. E, cum spunea și Ovidiu, din nou îl cităm, Farul e inconstantă și azi poate juca foarte bine, să învingă Rapid în deplasare, apoi clachează și... Da. Cred că e interesant de văzut statistica Farului în play-off cu FCSB. Cred că FCSB are o rată mare de succese în play-off împotriva echipei lui Hagi. Da, da, să nu uităm ultimul meci care a făcut diferența sezonul trecut. Da. Care e cel mai recent în memoria noastră și un meci care a început senzațional pentru Steaua și s-a terminat senzațional pentru Farul. Tu mergi pe victoria FCSB-ului, eu la fel. Bun, hai să vedem etapa din play-out. Azi, primul meci din campionat, de fapt, care se va disputa, FC Voluntari Helmașa de la 5:30. Interesant aici. Este o etapă foarte interesantă în play-out. În momentul în care, dacă ne uităm pe clasament, dacă Voluntari câștigă astăzi, au șansa să scape și de locurile de baraj și să treacă două poziții. Au șansa asta. Da. Dar din punctul meu de vedere nu îi văd să câștige cu... Aici văd un X. Vezi un X. Un X la... Nu, adică au făcut o parte foarte bună. Au marcat goluri la Arad. Au pierdut. În schimb, Hermannstadt vine după un succes fără dubii împotriva lui Dinamo, în care au marcat, au avut ocazii, au jucat, s-au distrat pe teren, au făcut cam ce au vrut. Pentru ei, în momentul ăsta, X-ul e mai mult decât suficient. Eu merg pe victoria oaspeților. Cred că Hermașa va câștiga. Ceea ce va fi o problemă, cred, pentru va fi o problemă. În momentul în care Dinamo câștigă, va fi o mare problemă pentru Voluntari. Eu nu cred că Dinamo va câștiga, dar vorbim asta da, mai târziu. Ajunge mai târziu la ei, da. Botoșani-Poliaș, sâmbătă de la 15:45. Aici sunt, vorbesc strict ca un fan, îmi doresc să câștige Botoșani și merg pe Botoșani. Pentru a da puțin mai mult suspans acestui format. Este un meci decisiv pentru Botoșani. E un meci decisiv, da. Și merg pe mâna lor. Foarte greu. Foarte greu de anticipat aici ce se va întâmpla. Clar, cred că nu va fi X. Cu siguranță n-ar avantaja pe nimeni. Poate pe Poliaș. Poate pe Poliaș ar avantaja. Puțin i-ar avantaja, nu foarte mult. Dar, ok, Poliaș pun acolo și e cât un punct, cât un punct, cât un punct, cât un punct. S-ar putea ca la sfârșit să le fie de ajuns. Merge, merg pe o remiză totuși. Merge pe o remiză, eu merg pe Botoșani. Mergi pe Botoșani. Nu sunt convins că va fi remiză, da, e foarte greu. Vezi, mai bine trebuie să am doar pe tine să mergi. Păi, dar vezi să nu uiți, să le notăm și le vedem. Notăm și vedem săptămâna viitoare, vedem facem săptămâna bilanță, viitoare, da. Tu spui că bate, hai că schimb. Zic că bate Poliaș. Să fim din nou împotriva. Okay. Zic că bate Poliaș. Ok. Un meci foarte interesant, cumva la vârful ierarhiei din play-out, U Cluj, UTA, sâmbătă de la 6. De asta am spus că formatul ăsta competițional și ce se întâmplă în play-out, dintre toate echipele, doar U Cluj și FCU Craiova au depus licența pentru cupele europene. Au depus licența pentru cupele europene și avem șansa să vedem o FCU Craiova retrogradată care joacă barajul pentru cupele europene. Dacă ar câștiga împotriva celor de la U Cluj și dacă după aia da. Joacă barajul. Da. Primul, ajunge la baraj. Primul meci e barajul cu ocupanta locului 7, nu? Da. Eu văd pe U Cluj învingătoare. Pentru Alex Sipciu. Pentru Alex Hipciu, pentru Cluj, pentru U Cluj, o echipă frumoasă. Trebuie să fie un meci foarte frumos, două echipe bune ale campionatului. Două echipe foarte bune și mi-a plăcut U Cluj anul ăsta foarte mult, mi-a plăcut atmosfera de pe stadion, îmi place echipa, îmi plac suporterii, am fost la câteva meciuri și în deplasare, că au jucat la media și câteva meciuri. Îmi place U Cluj, mi-a plăcut și UTA, doar că s-au trezit cam târziu. M-au surprins foarte mult că nu și-au depus licența pentru cupele europene, dar așa cum au declarat și ei, a fost o decizie asumată și doresc să se concentreze foarte mult pe sezonul viitor, unde își doresc să intre în play-off și atunci o eventuală calificare în preliminariile unei cupe europene i-ar dezavantaja. Atunci e o decizie asumată,
O să vedem la momentul potrivit dacă a fost bine sau nu. Probabil la anul pe vremea asta. Eu cred că va fi un egal cu multe goluri aici. Un egal cu multe goluri. Un egal cu multe goluri. Ok. Duminică, de la ora 14, uite ce ore de Premier League avem în Liga 1. Da. FCU Craiova, Oțelul Galați. Îmi doresc FCU Craiova să rămână în Liga 1. Îmi doresc pentru... În primul rând pentru nebunul ăla de patron care mi-e titelul, așa cum el e un nebun, dar în sensul bun, altă să nu se supere pe mine, dar prin tot ce a trecut el, n-a renunțat și a dus echipa asta din nou în prima ligă și îmi doresc să rămână în prima ligă și îmi doresc să câștige. Îți dorești sau crezi că va câștiga? Nu știu dacă va câștiga, dar îmi doresc să câștige și merg pe mâna lor. Eu zic că va câștiga Oțelul. Se pare favorit Oțelul în meciul ăsta. Oțelul e o echipă mult mai, cum să zic, mult mai echilibrată. Poate nu există la Oțelul nebunia care există la Craiova. Nu. La Oțelul va totul, aștepta pe contraatac. Totul se învârte în jurul lui Dorinel Munteanu și a ceea ce el își dorește să joace. Dar eu îmi doresc ca FCU Craiova să rămână în prima ligă și sunt din nou subiectiv. Bun. Luni, ultimul meci al etapei din play-out, Dinamo Petrol. Foarte interesant duel. Foarte interesant. Și ar fi fost un spectacol foarte... Ținând cont cum este țintarul, va fi poate cel mai interesant meci al etapei în play-out, în funcție de rezultatele care se vor înregistra. Eu zic că rivalizează ca importanță și ca spectacol. Rivalizează, da? Și cu meciul din play-off. Rivalizează, da, rivalizează. Cred că va avea audiență mai bună Dinamo Petrolul față de Sheffield CFR. Nu știu. E foarte posibil, cred. Doar că Dinamo este total dezavantajată de lipsa suporterilor pe teren propriu. Au făcut o diferență acolo, pe stadionul ăla, de 6.000, 7.000 cât are... Arcul de triumf. Și erau 6.000 și ceva intră. Da, și era o atmosferă frumoasă. Zone de tampon. Era o atmosferă frumoasă pentru Liga 1, pentru fotbal, pentru sport. Era ceva frumos. Din păcate, îi dezavantajează. Dar totuși merg pe Dinamo. Eu merg pe Petrol. Ok. Merg pe Petrolul pentru că va cântări foarte mult, cred eu, că vor juca fără spectatori. Va cântări foarte mult, dar nici la Petrolul lucrurile nu sunt roze. Nu sunt roze, dar presiunea pe Petrolul e mai mică. Adică... E mai mică. Victoria cu FCU Craiova de prima etapă din play-out i-a ajutat foarte mult. Adică, de exemplu, luăm un calcul că, nu știu, învinge Voluntari, învinge și Botoșan. Îți dai seama ce presiune va fi pe Dinamo? Da, va fi presiune și pentru Petrolul, și pentru Oțelul, și pentru Poliaș. Deci va fi o presiune până la locul, nu mai știu cât, 11. Deci 10. Tu spui că bate Dinamo, eu zic că bate eu Dinamo. Spun că bate Petrolul. Bun, vedem săptămâna viitoare. Vedem săptămâna viitoare când ne întâlnim. Cine a fost mai inspirat. Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a anunțat că va merge în galerie la meciul cu Universitatea Craiova, cumva... Asta este opinia mea, ca să aplaneze cumva acest scandal din jurul suporterilor, din jurul lui Daniel Niculae. Tu cum ai comenta decizia luată de Dan Șucu? O decizie normală. Normală? O decizie normală, da. Toate lucrurile care s-au întâmplat în jurul echipei au afectat echipa. Adică am văzut asta, a văzut cu ochiul liber la meciul cu Faro. Când spectatorii, mă rog, galeria... Cea mai importantă caracteristică a clubului Rapid a fost terenul propriu și atmosfera creată de suporteri. Ei au pierdut avantajul, au pierdut 60% din tot ce aveau ei. Probabil că, și de asta spun că e o mișcare normală, pentru că așa cum la sfârșitul campionatului regulat Gigi Becali a înțeles că e o situație complicată, așa și în momentul ăsta Dan Șucu înțelege că e o situație complicată în care îi pot pierde chiar locul 2. Vorbim de locul 2. În eventualitatea unei înfrângeri la Craiova, se complică lucrurile foarte rău pentru Rapid. Totuși te așteptai ca la... Să punem în balanță, să spunem că Rapid termină pe locul 3. Da. Rapid trebuie să mai joace un meci după terminarea campionatului. Asta înseamnă o pauză mai scurtă pentru fotbaliști. Dar un meci în care ar fi favorită. Ar fi favorită, dar trebuie să te gândești și în eventualitatea sezonului viitor.
vei începe cu o pauză de minim o săptămână, o pauză mai mică de o săptămână. Da. După un sezon și așa încărcat, tensionat, fotbaliștii au nevoie de vacanță. Bine că de la Rapid, mă rog, bine, din perspectiva asta, ei nu prea dau jucători la național. Da, dar oricum... Cine de la Rapid la național? Săpunarul nu e... Nu, nu vine. Poate niciunat. Fi Ioani o soluție. Ioani, dacă va fi ales în locul Poate fi o soluție. În rest, de la Rapid, cine? Nu, nu e nimeni. Momentan nu. Poate... Nu știu ce se întâmplă cu Borza. Poate... Nu, cred că va fi o soluție. Dacă... Deci noi suferim acolo, dar nu trebuie suferim acolo. Din punctul ăsta de vedere am vorbit că fundașul stânga suferim. Avem doar pe Bancu, care momentan e accidentat, nu știm cât stă, nu știm care e perioada de recuperare. Înțeleg că va fi ok până la campionatul european. Da, dar nu știm cum revine după toată treaba asta. Într-adevăr. Într-adevăr, e titular cert. De asta spun că pentru fundașii stânga din campionatul nostru, ultimele 9 etape sunt esențiale. Au șansa... Câțiva dintre ei au șansa să fie în vederile selecționerului, iar Borza e unul dintre ei. Trebuie să fim realiști, la momentul ăsta, cu toate tot ceea ce a făcut el în ultima perioadă, este un jucător bun. Un jucător care, având evoluții bune și constante, poate fi o soluție, să fie acolo. Problema lui e că nu mai joacă problema nici la Rapid. Asta. Problema e că nu mai joacă. E Bădescu. Poate e Bădescu convocat la Euro, cine știe. Nu se știe. Nu se știe. Ar fi o mare surpriză. Ar fi o surpriză, dar acum vorbind strict ce fundaș stâng avem, poate fi o soluție. Asta în cazul în care selecționerul își dorește chiar să joace cu un fundaș stânga de picior stâng. Poate fi o soluție. Eu mă gândesc că Sorescu va fi folosit pe postul celui de-al doilea fundaș stânga în lotul pentru Euro. Asta credeam înaintea meciurilor amicale, dar l-am văzut foarte puțin pe Sorescu. Din punctul meu de vedere. Adică... Bine, am văzut puțin și pe Drăguș. Mi-aș fi dorit să-l văd pe Luis Muntean, un jucător care îmi place la nebunie. Un atacant care îmi place la nebunie și care... Știi că era vorba aia, l-ai vrea la Steaua, l-ai vrea la FCSB? Absolut. Da? Absolut. Cu ochii închiși l-aș lua. Mâine. Cred că e scump. Bine, e ilegal mâine, dar... Iar iese tașul cu și acuză. Da. Nu, e un jucător care... la care echipele care, aici ne referim la Steaua, Rapid, CFR, Cluj, Craiova, n-au cum să nu se gândească la el. Încă o chestie despre Rapid. Te așteptai ca Dan Șucu să ia măsuri după ceea ce a apărut în presă în legătură cu Daniel Niculae? Nu. Stenograme legate de faptul trebuie că... Trebuie să acordăm prezumția de nevinovăție până la sfârșit. Păi bun, dar din stenogramele alea... Nu putem să-l acuzăm înainte de a fi el acuzat oficial și legal de lege. El până la terminarea acestei anchete este nevinovat. În momentul când se dă verdictul, probabil că vor apărea toate stenograme și tot ceea ce s-a întâmplat și atunci putem să avem până la momentul ăla este nevinovat și cred că procedează foarte corect Dan Șucu. Procedează corect pentru că tu spui că el nu e n-are ștampila de vinovat în justiție. Păi nu are. Altfel, cred că sunt compromițătoare totuși acele stenograme. Să spui că ai vorbit cu arbitru în ziua meciului. Asta este o problemă. Asta este singurul și lucru. Și asta, dar și faptul că tu spui acolo că ajuți galeria să introducă materiale pirotehnice în stadion. Treaba asta cu arbitru, da, nu este ok și probabil că ar trebui să avem niște lucruri oficiale din partea celor care se ocupă sau autosesizări sau nu știu și cum am discutat în emisiunea precedentă, dar cealaltă parte și celelalte discuții le lăsăm pe mâna legii. Și până atunci, pentru mine, Daniel Niculae este nevinovat. Hai să-l ascultăm acum pe Cristiano Bergodi, vorbind înaintea meciului dintre Craiova și Rapid, apoi revenim în direct. Sì, da, ieri ho giunto entro posizione di locul 2, locul 3, che la spuntaggio con noi. È normale che a colo, quando abbiamo giunto a colo la Craiova, abbiamo fatto 6 vittorie, siamo dei prescritti CCFRE. Cioè, è normale, è un medio importante, e a colo è ambizia mare, di parte patronului, i giocatori, ha un'equipa buona. Și acesta è probabile la situazione che am fost io a colo in 2012, per pandemia. Și e normal că e o echipă foarte bună, dar noi trebuie să ne gândim la noi. Noi avem o echipă bună. Noi am jucat bine. Eu cred că a fost o adunare de multe probleme în meciul ăsta cu Falu. Dacă noi
reușim să ne concentrăm din nou pe plan sportiv, asta eu cred că putem face un play-off extraordinar de bun. Și meciul e dificil pentru că au jucători în față, jucători cu forță, cu viteză, au, mi se pare, un colectiv bun. Și, dar putem castiga cum puteam castiga și 3 săptămâni în urmă la Craiova. După s-a terminat egal, remisa, dar noi mergem acolo pentru a castiga acest meci. Și băieții trebuie să se concentreze, să se focuseze numai pentru meciul ăsta din play-off. E o finală, normal, come tot meciul celelalte echipe, de celelalte echipe. No, non fac niciodată tabele, chance, trebuie să castigi multe. Cum s-a întâmplat când am fost la Craiova, am castigat 6 meciuri din 6. Adică nu e că trebuie să castigăm 9 meciuri, dar ai nevoie de 6 vittorie cel puțin, adică trebuie să castigi, sunt 9 meciuri. Dacă ai 7 puncte de la FCSB, trebuie multe puncte. Adesso nu vreau să fac tabele, că nu mă pricepe și nici mă duc noroc asta tabele. Știu că trebuie să castigăm, să știu și băieții că trebuie să castigăm multe de aceste meciuri, din aceste 9 meciuri. Ba, da, ma patronul, întotdeauna avem discuțiile cu el pentru că ne gândim la în acest an, la următorul, cioè, trebuie să un discuție că se fac întotdeauna dintre antrenorul, staff tehnic și patronul. Asta e, am avut întotdeauna, am în această situație relația foarte bună cu el și ne gândim să facem cât mai bine ceea ce putem îmbunătăți, dar asta sunt lucruri, vorbim în generale despre în ceea ce privește echipa, nu e presiune pentru oricum, cum a zis el, presiune e un privilegiu la Rapid, dacă ești la Rapid știi întotdeauna că trebuie să castigi în fiecare meci, pentru că sunt suporteri exigenți și clubul, și atunci nu e că e un lucru. Ne auzim? Da, l-am ascultat pe Cristiano Bergodi vorbind înaintea meciului dintre Rapid și Universitatea Craiova. Raul, în final, da, te provoc la un joc, un exercițiu. Am pregătit echipa României de la Euro 2016, practic echipa de start folosită în meciul cu Franța, meciul de deschidere, da, și o echipă probabilă pe care Edi Ordănescu, mă rog, anticipez eu că va alinea la Euro, sigur, în acest moment. Se pot întâmpla multe până la turneul final. Luăm post cu post și apoi, evident, în funcție de ce stabilim noi aici, ne dăm seama dacă echipa de acum e mai bună în comparație cu echipa din 2016 sau mai slabă sau la același nivel. Okay. Tătărușanu versus Horațiu Moldovan. Sigur, dacă ai alte soluții pentru primul 11 de acum, poți schimba și putem schimba comparația. Ok. Tătărușanu. Da. Horațiu e un portar bun. În ultimii 2 ani a jucat foarte bine, dar... trebuie să vorbim pe o perioadă. Tătărușanu a fost 10 ani, 15 ani. În ultimii 15 ani, cred că e cel mai bun portar român. Fără dubii. Bun. 1-0 pentru România, da, 2016. Săpunaru versus Rațu. Săpunaru de atunci, evident. Săpunaru evident. 2016 versus Rațu 2024. Săpunaru. Da. 2-0 până acum pentru România, da, 2016. Chiricheș versus Drăgușin. Chiricheș. Da. Sunt curios, de ce l-ai ales pe Chiricheș? 2016 sunt 8 ani, nu? Da. 8 ani. Nu mai știu de jucat atunci, cred că venise în Italia deja. Era în Italia. Parcă era în Italia, la plecație de la Tottenham. Chiricheș. 3-0 până acum pentru, da, România 2016. Dragoș Grigore versus Burcă. Dragoș Grigore. Fără până acum 4-0 pentru România 2016. Da. Dragoș Grigore a fost un fundaș central foarte bun. Iar cuplul ăsta, Chiricheș și Dragoș Grigore, a jucat bine la Euro. Foarte bine. Și au jucat bine și în preliminarii. Foarte bun cuplu de fundaș central. Și cred că urmează un nou duel dezechilibrat, cel, da, dintre Raț și Bancu. Nu. În partea stângă a defensivei. Răzvan Raț. Fără dubii. Da. Nu a fost un fundaș stânga pe placul meu. De ce spui asta? Adică îmi place mai mult ideea de un fundaș stânga mai ofensiv. Dar din cauza lui Raț am marcat primul gol la echipa națională. El ți-a centrat. Și singurul, de fapt, da. Dar oricum, indiscutabil. Răzvan Raț a fost
Nu putem, adică nu există dubii aici. Și până acum ai ales toată apărarea. Toată apărarea, da. De la România 2016. Ar putea fi un semnal de alarmă ăsta pentru noi. Aici, sigur că nu sunt chiar post pe post și nu sunt același tip de jucători. Avem Hoban versus Răzvan Marin și Pintilin versus Crăciu. Da. Dacă Pintilin și Crăciu spune că sunt ambii mijlocași defensiv, Răzvan Marin sigur că ai un profil aici mai ofensiv de jucător decât Hoban. Răzvan Marin, Pintilin. Răzvan Marin peste Hoban. Da. Și Pintilin peste Crăciu. Deci ar fi 5-1 pentru România 2016. Chiar l-ai fi văzut și pe Borcean în lotul acela pentru Euro 2016? Spunea că e unul dintre marile regrete ale carierei lui, că n-a fost prezent acolo. L-aș fi văzut, da. A fost o perioadă complicată pentru el atunci. Accidentări multe. N-a fost... Dar l-aș fi văzut, mi-aș fi dorit să-l văd. Rectific, e 6-1 pentru România 2016 până acum. Adi Popa, prietenul tău și fostul tău coleg. Da. Denis Mann. Clar. Da. Îmi place mult Mann și mi-a plăcut mereu Mann. Mi-a plăcut mereu. Iar acum e în acum e un jucător care joacă și pentru echipă. E un jucător care a crescut mult fizic. Mult fizic. Tehnica a avut-o tot timpul. A învățat jocul foarte bine. Am văzut preluarea aia pe poziție viitoare cu dreptul. M-a uns pe suflet la meciul cu Columbia. Și merg pe Mann fără dubii. Stanciu versus Stanciu, adică Stanciu 2016 versus Stanciu 2024. Care crezi că e mai bun? Stanciu atunci, cred că nu plecați încă de la FCSB, urma să se transfere la Anderlecht, venise după un campionat foarte bun. Stanciu de atunci era un Stanciu care își asuma mai multe riscuri și era mult mai... ofertant în ofensivă. Da, Stanciu de astăzi e un jucător mult mai echilibrat, cu o experiență mult mai mare, de asta e și capitanul echipei naționale. Știe când să pună frână, știe când să accelereze. E un jucător mult, mult mai... Îmi place mult mai mult Stanciu de acum decât Stanciu de acum, spui tu. Da. De ar fi 6-3, cred. Dacă greșesc, îi loc pe colegii din regie să mă corecteze. Da, nu stai bine cu matematica. Pentru România, da. 6-3 pentru România 2016. Acum e o comparație foarte interesantă, în care nici eu nu cred că aș putea decide între Bogdan Stancu din 2016 versus Florinel Cuman de acum. Bogdan Stancu atunci poate nu avea nivelul acesta de imagine pe care l-are în prezent Cuman, dar a fost extrem de important la Euro 2016. Bogdan Stancu n-a avut niciodată... Exact, niciodată n-a fost o vedetă... N-a fost niciodată o vedetă, deși a fost un jucător senzațional. Senzațional. Bogdan Stancu... A fost un jucător pe care l-am admirat de când nu am jucat cu el nici la Urziceni, nici la Steaua. Am venit după el la Urziceni, am venit după el la Steaua. Un jucător senzațional. Senzațional de bun, care și al doilea vârf și în stânga și vârf împins incredibil. Și între el și Coman, Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Da. Deci ar fi 7-3, nu, pentru România 2016. Și în fine, Florin Andone, titular cu Franța versus Alibek. Alibek care a fost și el prezent la acel turneu final, dar noi am luat, repet, echipa din meciul cu Franța. Merg pe Alibek. Alibek. Da. Îmi place mult Denis. Îmi pare rău pentru el, fotbalistic vorbind, că este într-un campionat care... Într-un campionat fotbalistic nu mai este atât de slab, să nu uităm. Deci nu mai e atât de slab cum era în alte... Dacă te raportezi la un turneu final de Euro, e slab. Da. Sunt convins că Alibek de astăzi e un jucător mult mai matur față de Alibek 2016. Sunt convins că știe că în momentul ăsta și după amicalele astea două are niște probleme și sunt convins că și le va rezolva. Sunt convins că există un constant dialog între el și staful echipei naționale în privința asta și îl ajută, pentru că să recunoaștem, după mine este principalul atacant al nostru, indiferent că mulți spun că a fost un dezastru în ghete, nu? La meci cu Columbia. Părerea colegului nostru, da. Părerea se putea schimba cu două ocazii. Dacă el din faza aceea în care nu mai știe unde e mingea, acolo a încercat să lovească mingea, a venit în spate. Asta e diferența la atacant. O simplă scânteie și poate schimba toată percepția despre tine. Cum a făcut-o Florin Tănase când a intrat. Dar, indiferent, merg pe Alibek. Scorul final e 7-4 pentru România 2016.
Asta spune totuși că avem o națională mai slabă decât atunci. Așa că avem o națională mai slabă, avem o națională mai diferită. Da, dar ai ales mai mulți jucători din acea echipă. Am ales mai echipă. Mulți, pentru că la momentul ăla erau jucători... Adică mai buni decât sunt cei de acum. De cei de acum, da. Majoritatea dintre ei. Dintre fotbaliștii de acum, cei cu roșu, da, de pe ecran. Da. De acum? Nu, cei cu alb, scuze, da. Din naționala actuală. Cine crezi că are cele mai mari șanse să prindă un transfer afară după acest turneu final? Evident, n-ai să rim din schemă pe Corațu, Moldovan și Drăgușini, deja au prins recent transferuri. Răzvan Marin, Screciu, Man, Alibec, Coman, Ianis, adică toți, Drăguș, au și toată lumea are șanse. Toată lumea are șanse să se facă remarcat. Este șansa vieții lor să fie amintiți peste ani și ani ca o generație care au adus bucurie oamenilor. Bun. Ai vorbit prea frumos și vreau să încheiem aici cu fraza asta emisiunea. Am ajuns la final. Mulțumesc frumos, Raul, pentru prezență. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu că ne-ați urmărit. Noi ne revedem luni de la ora 11. Până atunci, GSP Puro pentru cele mai tari informații din sport. Pe mâine, toate cele bune!